L-aveți în imagine pe numărul 17. Voican. Mă scuzați, Voican. L-ați avut în imagine pe Andrei Voican, eroul fazei anterioare. Șutul acestuia de la 16 metri a trecut puțin, foarte puțin pe lângă poarta lui Iorga. Auziți și dumneavoastră micuța periculoasă executată de Marcu și a pus probleme de asemenea în urma loviturilor de colț. Înălțime pentru Miranda. Miranda a încălcat către Voican. Șut și este 1-0 pentru Dinamo 2. Este minutul 21 acestei partide și Dinamo 2 deschide scorul la Snagov. Andrei Voican este autorul golului după un călcuit fenomenal al lui Miranda. O reloare acestei faze foarte frumoase a dinamoviștilor, călcuiul Miranda, balonul ajunge la Voican, care cu șut în partea dreaptă a portarului Iorga reușește să deschidă scorul. 1-0 pentru Dinamo 2. Uite, iar era altă reloare, din altul. 100 de reloare.